Bună ziua, dragii mei, sunt Arotea la continuarea etalării dragoste în această perioadă, în iunie, iulie, cum vezi voi, 2022 aproximativ. Sper că ați ascultat și începutul, că acolo este un mesaj în plus, care sper să vă bucure. Am văzut steaua, am văzut steaua. Asta înseamnă că vă vindecați și că mergeți către orizonturi mai frumoase, aș spune. Hai să vedem numărul interesant. 2 de cupe. Mergeți către 2 de cupe, eventual. Către un suflet pereche. O dată. De 2 ori. De, uf, de 3 ori. Stai. Regele de spade și valetul de spade. Între timp vă urmărește. Valetul de spade vă urmărește. Un personaj. Probabil că v-ați despărțit. Nu știu, un personaj care nu vorbește vă urmărește. Și se gândește. Iar apare 2 de cupe. Și 10 de monede. Un personaj care vrea să lase un suflet pereche, care vrea să lase și el, ca și voi, niște ape tulburi și să manifeste această întâlnire dintre voi. Sunteți diferiți, dar vă potriviți și puteți să creați abundență, puteți să creați stabilitate. 10 de monede odată. Hai mă, ce vrea să iasă? 5 de cupe. Încă plângeți după cineva? Să sperăm că nu. 10 de bute. Ia. 10 de bute. 9 de cupe, asta e fain. Lăsați în urmă bagajele, am vorbit la steaua. Iar apare steaua. Îmi vine să strâng din cauza mirosului de crici, de trandafiri. Deci, aveți bagaje și voi și cealaltă persoană. Dar dacă învățați să vă iubiți și să mai aruncați din bagajele astea și să vă gândiți, domnule, ce vă aduce satisfacție, ce vă umple sufletul de bucurie, da? Falsa stabilitate. Aici, da, aici ia uitați, vedeți, e o valiză, aici e o valiză cu banii care vă lăsați, gata, spuneți, nu mai vreau relații în care alergăm de colo-colo pentru bani, pentru, repet, falsă stabilitate. Vă orientați către voi, 9 de cupe și steaua, către vindecarea voastră. Ce frumos! Și în momentul în care începe să radiați această dragoste și stimă față de voi, apare, cineva se conectează la voi, eventual. Și le dați și lor speranță, interesant. Apare acel suflet pereche. Aș spune că sunt două. Două lumini. Unul deja are lumina înăuntru, celălalt, în momentul în care îl vede pe celălalt, începe să se iubească, să spere, să se vindece. Dar bagaje amândoi aveți. Interesant, nebun, e o situație de început. Atracție foarte mare este între voi și o prietenie frumoasă, iar o chestiune de căței, de loialitate, de drăgălășenie. Hai să vedem, clarificăm 10 de bute. Pentru numărul 3. Poate unul are foarte multe responsabilități la job, acasă, poate celălalt a avut o relație în care, eu știu, a avut multe de tras. Poate au fost călătorii pentru bani, poate au fost călătorii pentru, eu știu, am creat stabilitate altora, nu vouă, și nu v-ați ocupat de sufletul vostru. Și am zis, în momentul în care voi radiați, cineva se întâlnește eventual la drum cu voi și începe să le transmite și lor bucurie, speranță, 10 de bute. Valetul de bute, dar renunțați la toate celelalte bute și vă creați, vedeți? Ca o baghetă magică, vă recreați universul vostru. Și în momentul în care faceți acest lucru, în care comunicați cu alții transformarea prin care ați trecut eventual sau comunicați energia aceasta nouă, nu cea veche, aduce speranță, interesant. V-ați simțit și voi singuri abandonați de cineva care n-a vrut să comunice cu voi? 9 de cupe. 9 de cupe. Unul dintre voi a lucrat foarte mult la capitolul bani și acum nu mai vrea. Adică, nu că nu mai vrea. Își dă seama că nu-i aduc fericire banii. Celălalt poate a lucrat foarte mult la misiunea sa spirituală. Și repet, unul radiază deja, celălalt văzând lumina celuilalt își dă seama ce am făcut, ce am căutat eu. Clarificăm 9 de cupe.
pentru numărul 3. Din păcate nu se vede. Ia, să-l pun eu, mă, să-l vedeți voi mai bine. Vedeți culoarea? Vedeți ce frumos e? Am o, asta e o cameră veche care nu... A, nu e chiar așa să... Are culoare, lumină, atât de grozavă. Ia uite, 9 de cupe și 8 de monede. Cineva vrea să muncească în a se iubi, a se stima și vrea să iubească în a-și lucra sufletul, interesant. Unul deja a lucrat, altul vrea să lucreze. Ia uite, judecată. Iar am văzut regina de bâte. Energia cuiva îl face și pe celălalt să rănească, aș spune. Pluto. Pluto, Marte, Soare, Jupiter. Dar creativitatea cuiva îl face pe celălalt să rănească, să se roage. Vreau și o să fiu tot așa. Mai dăm și pestea. Dăm și pestea o carte. Regina de bâte inspiră și pe alții. Și steaua și regina de bâte inspiră și pe alții. Să renească. Clarificăm steaua pentru numărul 3. Dragoste în această perioadă. Ce blochează? Împăratul. Interesant, a venit pe orizontal. Cineva blochează. Vindecarea. Posibil personajul din trecut de care vă vindecați. N-aș spune musai bebec sau taurul, poate să fie oricine. Și bărbat și femeie poate să fie, să fie într-o dorință extra... Care e cuvântul că îmi scapă? Ce am, domne? Exagerată de control. O dorință exagerată de control. Probabil e un fost, o fostă cu care ați avut casă și a apărut eventual această nouă pasiune. Acest personaj își face griji. Vai, cum, dacă cumva a lăsat casa, dacă cumva a lăsat relația respectivă în care voi v-ați consumat ca să le periați ego. Dați-mi voi să spun așa, să le periați ego. Ia clarificăm acest împărat. Patru de cupe și moartea. Da, vreți transformare, vreți să... Patru, patru în casă. Nu mai vreți, probabil că acel împărat... Nu știu, nu... Nu v-a adus bucurie din punct de vedere emoțional, nu v-a adus bucurie. Dragostea a fost tot timpul în preajma voastră, dar n-ați putut să o vedeți din cauza cupelor sau responsabilităților sau a dorinței de control a cuiva. Ia uite, regele de spade, un personaj care tace, vrea să fie în control, nici nu oferă, poate v-a și pus în situații de triunghiuri amoroase, dar nu oferă dragoste, dragostea a fost tot timpul în spate. Poate pierde timpul cu prietenii. Și voi stați, a stat și ați așteptat pe ei. Aici aveți mult de vindecat. Mai dăm o carte pe acest împărat. Poate că și voi ați refuzat să mai munciți 10 de bâte în relație cu acest personaj. Și a zis, gata, manifest altceva. Viața mea, munca mea. Munciți, vă concentrați pe muncă, pe dragoste, pe respect față de voi înși vă. Vreți să vă descoperiți misiunea? Am zis, mergeți totuși către un suflet pereche care vă va susține. Clarificăm împăratul. Acesta vă blochează, dar nu pentru mult timp. Clarificăm împăratul. De ce a venit pe orizontală frumos?
Da, asta e. Aveți un suflet pereche, vedeți? E o nouă dragoste cu care puteți să aveți victoria. Ia. Vedeți? E un suflet pereche cu care puteți avea victorie. Dar nu l-ați văzut, cupa aceasta este a voastră și aceasta este cupa lor, da? Nu v-ați deschis sufletul vostru către cealaltă cupă pentru că ați stat după ce? După personajul care a vrut să fie în control, care v-a pus în cârcă multe. Poate v-a și acuzat, poate v-a obligat să, nu știu, într-o formă sau alta, subtilă, nu zice nimeni că vă forțează. Doi energie, da. Ați așteptat foarte mult în relație cu acest personaj, ia uite, care a preferat să se uite, să tacă. Tăcerea aceasta a adus separare. Ați avansat foarte greu în relație cu acest personaj, dar se schimbă energia. Dacă vă vindecați în continuare, se schimbă energia și va veni un personaj cu care veți avea, ia uite, victorie, stabilitate, veți crea și abundență și bucurii și reușite. Vă va atrage atenția, le veți atrage atenția, vă vor susține în victoriile voastre, nu vor sta ca acum, ia uite, împăratul. Nu se vor pune așa contra misiunii voastre, da? Cineva se pune contra misiunii voastre. Și dacă nu sunteți voi aici, personajul către care mergeți, care vă inspiră, încă mai are, apropo, și voi aveți bagaje și ei au bagaje, încă mai au ceva de vindecat până ca voi să fiți în uniune, doi de cupe și să aveți victorie. I-am zis că amândoi aveți bagaje. Curățăm cațele, clarificăm. Ce spune? Pentru că e un valet de bâte, ar spune că e ceva nu. Că trebuie să lăsați în urmă ce stă vă ține, ce vă ține și ce vă îngreunează călătoria. Ia zi despre sufletul pereche, despre sufletul pereche, nu despre împărat, despre sufletul pereche, vrem. Poate sufletul pereche încă nu se consideră stabil. Ia uite, steaua, mai, aici este. Aveți încredere, sufletul pereche se roagă și el. Da, steaua. Și cu nouă de cupe, toți steluța, tot ce v-ați dorit, sunteți unul pentru celălalt. Și aici este casa. Interesant, ar putea să fie. În plus, ca și mesaj, zic în plus, ce întârzie manifestarea acestei, să zic, victorii cu sufletul pereche, pe care îl veți întâlni, cu care ați început să comunicați într-o formă sau alta, și care muncește în acest moment, dacă nu munciți voi, eu zic că munciți amândoi, oricum, dar unul dintre voi muncește mai mult pentru că nu se consideră încă stabil. Împăratul a venit pe orizontal și apare iar casa. Acest personaj are bani în principiu, dar probabil că nu a fost stabil. A aruncat bani în stânga și în dreapta și ar vrea acum să investească, că am văzut 10 de monede. Acum vrea să investească. Ai schimbarea de atitudine în relație cu voi. Acum vrea să fie stabil casa. Și vrea o casă frumoasă să vă ofere stabilitate. Ia uite, trei și să creeze stabilitate împărăteasa și împăratul. Pentru că sunteți tot ce și-au dorit. Ia uite, 13. Le transformați viața, poate vor și copii cu voi. Iar 10, 10, roata norocului le schimb. Da. Probabil că au fost niște probleme de sănătate în viața unuia, altuia, a voastră, a lor. Mai dăm o carte în legătură cu acest suflet pereche care speră, visează la voi. Și aici este, nu mai vrea să primească nicio altă opțiune în preajmă, deja știe că trebuie să lucreze. Trei înseamnă creație, da? Pentru stabilizarea
voastră. Mai dăm o carte, totuși, pe acest suflet pereche. Mai dăm o carte pentru acest suflet pereche. Despre acest suflet pereche. Le ghidați pașii. Dacă voi ați lucrat mai mult la capitolul spiritualitate și dragoste și stimă față de voi, îi ghidați și pe ei. Nu știu dacă am mai zis, probabil că o zic de mai multe ori. Hai, mai dăm o carte pe această. 24. Inima! Ce interesant, și cu 4-6. Să manifestați dragoste. Aici e 6. Aici este. Oh, și iar apare 4. Relația dintre voi le va aduce stabilitate. Învață să se iubească. Învață. 8 de monede, învață să se iubească. Vor să facă bani pentru că... Ia uite, mă, soarele, sunteți tot ce și-au dorit. Și ce apare? Iar 17. Dar aici 17 înseamnă steaua, dar aici sunt schimbate denumire. 17 în acest context, în acest set de cărți, reprezintă transformarea. Probabil că sunt drumuri multe cu 17, cu cărțile pe care le văd, arată drumuri lungi la distanță. Eliberarea de... De dorința de a face bani, de niște blocaje. Da? Eliberarea de dorința de a face bani, da? Niște blocaje, niște greutăți, am văzut norii, munții. Au trecut prin foarte multe ca să facă bani, dar nu i-au folosit corect, aș spune. Cu cine vă veți întâlni, își va dori să creeze ceva special cu voi. Poate că și voi vreți același lucru cu personajul către care vreți să mergeți de acum încolo, să lăsați acele greutăți, da? Muncă, muncă și iar muncă, fără să creați ceva. Eu știu, sunt multe variante, voi vă adaptați mesajele. Voi vă adaptați mesajele. N-am separat etalarea pentru singur sau pentru persoane în cuplu. Voi știți. Veți ști. Vedeți? 3 și cu 1, 4. Tot 4, dar e în curs de manifestare. În momentul în care vă eliberați de dorința de control sau de lipsa de control, ori una, ori alta, femeia, energia feminină are această inspirație, aduce inspirație, aduce căldură, prietenie, empatie și spiritualitate, aș spune. Romanță, ce frumos, romanță, cu acest trandafir n-aveți cum să nu scăpați. Nu puteți să scăpați de romanță. Da. Clar, acest personaj a zis să vrea să facă casă, să vă ofere stabilitate, eventual, nu știu, să creeze o atmosferă plăcută acolo unde vă veți întâlni, să vă alinte, să vă răsfețe. Dar, iar, aveți credință, trebuie să aveți credință, pentru că și unul și celălalt treceți prin niște situații și, în primul rând, și unul și celălalt trebuie să vă eliberați de bagajele cu care veniți. Mai tineri, mai puțin tineri, toți avem bagaje. Și chiar dacă nu sunt din relațiile anterioare, sunt din familie, sunt din alte. Ia uite, mă. Energia. Wow, ce a picat? Regele de cupe invers. Iar un personaj care vrea să vă alinte, să vă resfețe, dar a venit invers. Eu aș spune că acest personaj nu era obișnuit să resfețe și acum vrea în mod excesiv să vă resfețe și apare 10 de cupe. Super, super emoție. Nu știe cum să vă abordeze. Vedeți? Iar apare steaua.
Energia feminină e orientată către vindecarea sa mai mult decât energia masculină și masculinul va învăța în relație cu această femeie să-și schimbe, să zic, interesul de la, eu știu ce, da, de la dezamăgiri, de la triunghiuri amoroase, de la, eu știu, gelozii, de la multe și să-și schimbe privirea către un cuplu fericit, da? În care cei doi se înțeleg și regele de cupe invers, eu l-aș vedea un personaj care cu romanța n-ai cum și cu inima super, super emoțional de două ori steaua, de fapt de trei ori dacă pune și pe 17 și soarele, super, super emoțional. Mai dăm o carte, energia sexuală dintre voi. Dacă sunteți femeie, acest bărbat vă va pune undeva sus pe un piedestal. Spânzuratul și iar apare 10 de cupe. Transformarea, da. Acest personaj trebuie să blocheze alte persoane din viața sa. Da, și 9 și 7. Să blocheze alte persoane să-și transforme viața. Are multe de lucrat și acest personaj. Poate că și voi. Poate că și voi. Este o amânare, este o întârziere, tocmai ca să simțiți emoțiile. Mai dăm o carte. Acest personaj vă urmărește. Cu poftă, evident. Are ceva cu părul vostru interesant. V-ar mângâie. Acum văd în cartea asta. Voi încă sunteți, încă nu v-ați eliberat, doamnelor, încă nu v-ați eliberat de cineva care n-a vrut să fie romantic cu voi, acest personaj cu care, înspre care mergeți, va fi excesiv de romantic, aș spune. Extraordinar, asul de cupe. Asul de cupe. Da, probabil că veți merge, veți avea o întâlnire și acolo veți face primii pași către o nouă relație, să zic, sexuală. Vai, și iau, iau, steaua, iar aici, vedeți? Steaua. Mai doamnelor, lăsați personajul care n-a vrut să fie amabil cu voi. Încă sunteți legate. Dar, interesant, e prima oară când văd cum acest personaj care vă urmărește, care e super îndrăgostit de voi, ar vrea să vă mângâie părul, doamnelor, în mod special. Și cred că acum așa simt, așa mă simt ghidată să zic, vă va ajuta să vă eliberați. Pentru că nu vă vor legate, vă vor lângă ei. Poate că dragostea asta, romanța asta vă vor ajuta să vă vindecați. Au, ce cărți interesante! Ce cărți interesante, da? Ia uitați, a avut totuși un împărat care nu, care s-a abținut, care v-a spionat, care v-a creat conflicte. Deci a fost bine, deci am zis bine. Și acest personaj care vine vrea să creeze stabilitate. Dar această dorință de stabilitate o are doar cu voi. Până acum n-a avut-o. Wow, ce cărți interesante! Sper că v-a plăcut! Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ceau, ceau!